victoria obținută sâmbătă cu cei de la Roșiori nu ar avea valoare dacă SCM Pitești nu se impune și în deplasarea de sâmbătă. Piteștenii vor juca cu echipa CS Ștefănești, un adversar incomod chiar dacă nu ocupă o poziție bună în ierarhie. Ne interesează următoarea etapă în care avem la CS Ștefănești, în care trebuie să câștigăm acest meci pentru a continua pe panta ascendentă pe care suntem. S-au pregătit bine băieții săptămâna aceasta, în continuare mai vor avea astăzi și mâine antrenament. Vom încerca să ne îmbunătățim punctele forte pe care le-am avut la acest meci. Vom încerca să eliminăm punctele slabe pe care, normal, le-am avut și orice echipă în formare le are. Dar eu cred că de la meci la meci, jucătorii mei vor da totul pe teren și vor juca la victorie. Ne interesează acest meci pentru că este o echipă care momentan nu joacă la un nivel destul de ridicat. Noi suntem pe o pantă bună și trebuie să continuăm pe această pantă. Constantin Schumacher nu îi va avea în lot pe Sândulescu, suspendat după eliminarea din meciul precedent, Coșereanu accidentat, iar Vlădescu este selecționat la Naționala României Under-18.